Aflați la sfârșit de luna martie, mai mulți șoferi din Hâncești au fost luați prin surprindere de zăpada care a căzut în această dimineață, făcându-și praf mașinile. Cum informează portalul Hâncești 24, dis de dimineață, aproximativ 10 mașini s-au tamponat pe o stradă din orașul Hâncești din cauza condițiilor meteo nefavorabile. Cu dificultate s-a circulat pe mai toate traseele din țară, inclusiv în Chișinău. Totodată, cum Serviciul Hidrometeorologic de Stat anunță, Lapoviță și Ninsoare și pentru această noapte, respectiv prima parte a zilei de mâine, oamenii legii îndeamnă șoferii să manifeste maximă prudență la volan și să pornească la drum doar în cazurile de strictă necesitate, iar dacă o fac, atunci să conducă cu viteză redusă și să păstreze distanța între automobile. Vremea de afară, mai precizează sinopticienii, ar urma să revină la normal începând cu ziua de vineri.